Varianta ca Rusu să meargă 6 zile în primul stadiu de pregătire al brașovenilor în Portugalia, după care ardelenii să vină cu ofertă pentru jucător, a picat. Fundașul a fost lăsat de conducerea clubului, la care a fost împrumutat să revină la Pandurii. Contractul de împrumut cu FC Brașov era până la 30 iunie, însă Rusu a fost scutit de drumul Portugalia-România, el alăturându-se lotului Gorjan la Sibiu. L-am întrebat dacă poate lua și 45 de minute și a zis că da, dar ei au început doar pe 20, ne-am făcut meci pe 24, deci de-a avea 3 zile și venise seara. Fundașul a fost folosit de Petre Grigoraș și în amicalul cu Voința Sibiu. Deși nu a apucat să facă decât un singur antrenament, Rusu a jucat 45 de minute. La Sibiu a venit și Ciprian Brata, care face însă antrenamente ușoare după operația suferită în această vară, Grigoraș bazându-se pe el doar în cantonamentul din Austria. De-abia am răspuns după meciurile din Austria, atunci vom putea da răspunsuri mai concrete vis-a-vis de rotul de jucători și de echipă în general. Rusu a fost transferat de Pandurii în 2007, de la UTA, în 2010 fiind împrumutat de Pandurii la FC Brașov.